rugă, stimați colegi, suntem convocați în ședința ordinară a Consiliului Local Mulgura. Invitați nu avem, din păcate. Asta e norocul bun aici. Deci convoc ședința ordinară a Consiliului Local Mulgura, data de 28 februarie, ora 16, unde se va dezbate următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 37 din hotărârea Consiliului Local 60 din 2016. Vă rog, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Comunii Mulgura. Inițiator, consilier Titi Constantin. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare 197 din 2000. Inițiator, primarul Gărdai. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a Comunei Mulgura domnului Toma Costache. Inițiator, primar Costa Șerdai. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind conferirea post-forte a titlului de cetățean de onoare a Comunei Mulgura domnului profesor Dumitru Tătaru. Inițiator, domnul consilier local Hamad Alesa Talal. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe rază OAT Mulgura. Inițiator, primar Costa Șerdache. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de microcipuri în vederea identificării câinilor cu stăpâni care aparțin rasei comune sau medicilor acestor, aflați pe raza Comunei Mălbără. Inițiator, viceprimar Plânză Mihai. Putem continua? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local a programului Școală după Școală, program desfășurat la Școala Generală numărul 2 Mălgura. Suplimentar, cum ați primit și dumneavoastră de altfel, suplimentar, cum ați primit și dumneavoastră, avem proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției, reabilitare și dotare școală Sat Crihan, aprobat la finanțare prin PNDD 2017-2020. Și proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la buget pentru lucrările aferente investiții, construire grădiniță 3, grupe, localitatea Mălgura, Comuna Mălgura, aprobat la finanțare prin PNDL 2017-2020. Înainte de a vă supune la vot ordinea de zi, avem câteva precizări. Dați-mi un pic. Aveam ordine cu ordinea de zi. Era acolo, dar deci, la proiectul de la poziția 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al programului Școală după Școală. Studiind baza legală a acestui proiect de hotărâre, am găsit un ordin la Ministrul Învățământului care precizează că la fiecare program de acest gen se desemnează un inspector școlar din cadrul Inspectoratului Județean care să monitorizeze și să avizeze acest program. Mă rog, regulamentul de desfășurare. Întrucât inspectoratul nu își mai desemnează inspector pentru această activitate, propun retragerea, de fapt nici nu i-am dat aviz favorabil acestui proiect, propun domnului primar să-l retragă de pe ordinea de zi, să găsească o formă legală pentru... Îl retrage până inspectoratul școlar o să dea un răspuns clar și concret vis-a-vis de modul de organizare a rețelii școlare, așa cum prevede legea. La rând spun că nu vor să-și desemneze inspector, dar trebuie să găsim noi o formă pe plan local vis-a-vis de organizarea acestui program școală după școală, care va avea probabil și o altă denumire, care nu se va mai numi școală după școală. El s-a numit after school, după aia o să dat toate școală după școală, acum văd că... Da. Deci asta urmă. Următorul proiect. Și cele suplimentare se retrag de pe urmă. La primul, vreau să fac o precizare.
la proiectul de hotărâre este avizat de legalitate, este legal, numai că pentru aplicarea lui trebuie acel regulament vizat de inspectoratul școlar, care nu se va mai da. Deci, prin urmare, el nu poate fi aplicat. Exact. El nu este tocmai legal. Da. Nu se dă regulament, el nu poate fi aplicat. Adică e o hotărâre inutilă. Sunt norme. Dumneavoastră au o problemă vis-a-vis de numirea, de implicarea în astfel de programe și spun că ar fi mai bine să ne gândim pe plan local cum o rezolvăm noi. O să găsim formulă pentru o ședință. Vis-a-vis de cele două proiecte cu care a fost suplimentată ordinea de zi, întrucât sunt puncte de vedere diferite la nivelul Ministerului de Resort. Exact. Asta este o chestie caldă, de ora 15:51, dacă vreți. I-am propus domnului primar și a fost de acord și doamna secretară să-l retragem și să lămurim problema, pentru că... Se pare că ordonanța 114 va suferi modificări. Să le retragem. Vis-a-vis de... Amândouă. Vis-a-vis de... Vis-a-vis de anumite aspecte, stipulate în ordonanță, drept pe care amânăm să o discutăm, că vor avea situația exact. Doar ce și cum vor dori dumneavoastră să arate o astfel de reușit cu cei noastră, cum pare și... Tot legat de acest subiect, cum mai fost și chestia cu asfaltul, în care s-a vorbat, nu? Aveți pe urmă de zi ceva? Dar este legat în domnul Talal, vă rog frumos, în primul rând, ați luat cuvântul, fără să vă dau cuvântul, una la mână, doi la mână. Ai dumneata pe ordinea de zi ceva de asfalt? Nu e vorba de asfalt. Da, ce? E vorba de procedura în care guvernul, da, a zis că stop, până ne lămurim, ar trebui și această hotărâre care ați luat-o atunci cu modificarea cu 10 milioane. Domnul Dăral, dumneata ai o problemă, mă iert că îl spun. Da. Ce hotărâre am luat noi vis-a-vis de Rusu? Că eu nu știu. Știi vreun coleg? Am luat noi vreo hotărâre vis-a-vis de asfalt? De Rusu, domnule, de asfalt vorbesc. Ce hotărâre am luat vis-a-vis de asfalt, domnule? A venit domnul primar cu 10 miliarde suplimentare pentru că... Dumnezeu, au fost o adresă, au fost o informare, de la informare până la proiect de hotărâre. E o cale lungă, domnul Tamar. Dar știu că este cale lungă. Păi și atunci, de ce, ce consumăm timp și nervi pentru niște chestii care nu și-au rostul, domnule? Care nu sunt în discuții, domnule. Hai, este același... Mare... Avem ceva pe ordinea zi referitor la problema pe care o ridicați cu asta? Da. Unde? Dar vorba de chestia cu guvernul, care a dat... Dar nu vorbim, să vorbim de asfaltul. Hai să vorbim de asfaltul. Haideți să facem niște labori. Trebuie să înțelegeți. Urmarea ordonanței 114, toți, dar absolut toți constructorii, toți cei care au făcut în derulare, au făcut adrese către OAT-uri pentru actualizarea manoperii pe devizele pe care le au în ofertă. De la o zi la alta apar tot felul de informații, tot felul de precizări vis-a-vis de modul în care se face... Exact, de modul în care se face această majorare. E o situație incertă. Adică nimeni nu spune concret ce, cum, până unde, e un pic ambigu. Ultima precizare de la și de la Ministerul Dezvoltării, și de la și de la ANAF, și de peste tot, de cei care sunt implicați în punerea practică a prevederilor urgenței 114, este să așteptăm să aducă noi lămuriri și eventual norme de aplicare. Pentru că nu e nimic clar și concret. Deci, avem în adică niște adrese care ne impun. Până în data de trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Tot dumneavoastră din acum cu dumneavoastră, lăsați să vedem exact cum vor sta lucrurile. Deci exact cum am zis, la ora 15:51 a fost ultima discuție telefonică la care întâmplător am participat. Și stăm pe loc, nu ne aruncăm. Bun, dorința noastră este să fim în termen, adică fiecare își dorește ca lucrările să continue, da? Să mergem noi, adică fiecare își dorește să nu stagneze. Din păcate suntem într-un fir, așa ca să spun, constructorii pe de-o parte a spus, dom'le, dacă nu actualizăm, nu ne apucăm, că fiecare își dorește să lucreze pe bani și dacă guvernul a dat așa o ordonanță care spune că au dreptul să actualizeze, fiecare așteaptă să vadă când și cum vor veni precizări vis-a-vis de această actualizare. De pentru care vor discuta probabil într-o ședință ulterioară. Bun. Vă supun aprobării ordinea de zi. Deci cele 7 puncte, mai deci 6, că unul s-a retras, da?
Cine este pentru? Da? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vă supun aprobării procesul verbal de la ședința ordinară din 31 ianuarie. Poteți? Pisuți. La ce, domnul tău? Legat de procesul verbal. Păi, dacă sunt discuții, vă rog, poftiți, domnul tău. Nu am pic dacă aveți răspunsul. Nu, răspunsul. Nu găsesc, doamna secretară, prin procesul verbal, momentul când v-am dat niște propuneri de hotărâri, un proiect. Este. Scris acolo că sunt specificate, că nu le-am găsit. Acum l-am citit. Da, vă spun că sunt. Da? Da. Legat de... Spus că ați dat în timpul ședinței proiecte de hotărâri. Da, da. Dar precizat în procesul verbal. Legat de câini, cu subvenționarea de câini și... Deci... Dar n-ați specificat... N-am specificat, am spus că mi s-au lăsat două proiecte de hotărâri. Și nu era necesar, sau nu era important să scriem ce conțineau, să era prea mult? Nu, nu era prea mult, dar... Adică eu vă rog frumos să le treceți. Domnul Sandar, revenim la aceeași discuții. Procesul verbal este sintetic. El reflectă ce a este discutat aici. Nu am lucrurile de amănunte. Când zâmbește domnul Talar, sau când s-a crispat domnul Talar, sau când s-a crispat domnul Talar. Aveți filmarea acolo, puteți să vă uitați pe ea, puteți să expuneți. În procesul verbal, dacă scria doamna ce conține procesul verbal, nu cred că este chestia de aia ieșită din cum, da? Se precizează în procesul de pe data de 28, că se face, 28-a doua, că se face completarea de către dumneavoastră. Deci se menționează acum cu titlurile proiectelor și este complet. Am văzut un proiect acum care am proiect care a pus în ședință trecută, e trecut pe ordinea de zi cu crotarea și subvenționarea pentru... Îl fericit pe domnul, nu contează că l-a făcut, numai că, știți cum este, plagiatul ăsta, să spună, doamne, că eu am venit cu el. Dar oricum îl fericit și voi vota pentru. Domnul președinte, permiteți mie. Domnul Răzvan și după aia domnul Berușcă. Doamna secretară, vreau și eu să vă subliniez faptul că n-ați trecut în procesul verbal, cu ghilimele de rigoare fiind, am scris rasa de căței, acolo. Atât cum. Da, mulțumesc, domnul domnul Berușcă. Da. Să nu fii discriminare, da. Vreau să vă... În pagina 6-a procesului verbal, domnul primar, domnul președinte de ședință, dumneavoastră, domnul președinte, ați propus, da, la următoarea ședință, polițistul local să prezinte un raport de activitate. Și domnul primar a fost foarte de acord. Și i-am solicitat un raport de activitate a serviciului de gospodărie comunală. A trecut o lună. Când să credeți că se face, se vor face așa un raport de activitate, domnule primar? Când veți solicita dumneavoastră? Că noi nu putem. Se lucrează, noi. Da? Înțeles. Vă mulțumesc. Nu am o problemă să-și fac oamenii ăștia rapoarte, chiar. Da. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun aprobării procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? Eu nu am fost. Am înțeles. 4 abțineri. Nu m-am fi dacă vreți să vă notez cum să abțineri. Și mai este cineva. Da, am notat că domnul Vânzălicești este la lucruri cu apărarea civilă. Dați-mi... Să trecem... Să trecem la treabă.
Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 37 din anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 60 din 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Măgura, județul Bacău. Este vorba de propunerea pe care am făcut-o eu și pe care dumneavoastră ați votat-o în unanimitate sau mai puțin. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Domnul Traistaru, mă scuzați, domnul Berăște. Dumneavoastră ați ridicat mâna primă, dar totuși am... Din respect pentru domnul primar, nu vă supără probleme. Deci nu vă supărați, nu? Da, nu vă rog, domnul Traistaru. Deci, din punctul meu de vedere, este o modificare care ar fi benefică pentru Consiliul Local. Dar, ținând cont că la articolul, deci la articolul 37, deci la punctul 1, ați spus în felul următor, la unii care poate să interpreteze, care pot interpreta într-un fel sau altul, poate că trece cu vederea. Dar la mine, care am lucrat într-un sistem și care cred că am încă cunoștințe de a putea ca să îmi dau seama cum stau lucrurile, ați spus în felul următor, la dezbaterile ce au loc pe marginea punctelor de pe ordinea de zi, consilierii pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de președintele de ședință. Nu poți ca să, numai dacă, numai când. Deci orice om care este consilier are dreptul de a lua cuvântul. Dar nu poate nimeni să îl îngrădească și atunci putem să spunem nu dacă, dacă este ceva care e dacă. Dar eu vin așa și spun, când președintele de ședință le dă cuvântul aceluia care s-a înscris la cuvânt. Iar cu celelalte sunt de acolo. Am înțeles. Ideea este următoare. Că eu sunt obligat ca președinte. Și nu numai eu. Președintele de ședință e obligat. Poate să fie interpretativ. Și atunci, ca să nu fie, spunem dacă. Deci asta e părerea. Așa legile sunt făcute. La articolul 37 îl citesc la dezbaterile care au loc pe marginea problemelor de la ordinea de zi. Consilierii pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de președinte. Da. E text de lege. Nu. Dar, deci, clar, poți să spui când. Dacă s-au înscris, când. Numai când președinte. Nu oricând. Poate să vorbească oricine și oricum. De asta am spus că nu este. Nu știu dacă... Nu, este mai bine. În lege, de asta și la avocații caută să interpreteze și judecătorii în raport de cum judecă fiecare. Dar pentru a putea fi mai accentuat, am spus că nu mai dacă. Deci aveți eu? Da. Nu? No? Ok. Domnul Tresaru, din respect pentru dumneavoastră, acum anotează doamna secretară și considerați un amendament care nu se pune la fără de dreapte. Domnul Berușcă, vă rog. Deci formularea este... Vreau să terminăm. Da, vă rog. De acord? Deci dezbaterile au loc pe marginea, așa. Pot lua cuvântul numai când le este acordat, așa vreți da. Să fie? Da. Numai când sau dacă le este. Numai dacă va fi înlocuit cu numai când, nu? Da. Dar ce deci vrea să... Nu, dar e nimic. Domnul Tresar. Am înțeles. Da, am tăcut. Domnul Berușcă, vă rog, poftiți. Domnul președinte, mergând la premisa că este de respect, este reciproc, tot vorbează respect. Să știți că noi în Comisia de Cultură am votat în unanimitate ca să propunem o modificare a articolului 2 și propunem ca să ajungem la două intervenții de consilier în baza unui, pe marginea unui proiect de hotărâre între 2-3 minute, cum să ajunge la un consens. Îmi mențin punctul de vedere pe care am avut la ședința trecută, că e pe timp, în timpul intervenției unui alt coleg, ne mai poate veni vreo idee și vrem să mai facem o completare. Și dacă ne-am pierdut, am avusesem o interpelare pe marginea proiectului, nu mai avem, nu ni se mai dă drept în felul ăsta să mai intervenim. Permiteți, poate să reușim să modificăm puțin. Eu zic că e din consens. Am notat, domnul Berușcă. Da? Vă mulțumesc frumos. Domnul Talau, vă rog. Domnul președinte,
am sesizat așa că acest proiect a fost făcut și mă vizează direct cu indicații mie, drept pentru care trebuie să vă mulțumesc din respect. Eu cred că este ilegal să îngrădești dreptul unui consilier într-o discuție, pentru că tot timpul în parcursul unor discuții apar elemente noi pe care sau idei noi pe care trebuie să le... De asta suntem aici. Nu ca să tacem, ca să vorbim. Deci dreptul la libera exprimare, dreptul la gândire, dreptul de... Așa este garantat prin Constituție, articolul 30 sau 31, dacă nu. Deci nu cred, cred că este ilegal să ne îngrădiți. Este foarte bine că să avem disciplină, că fiecare să nu-și facă timpul. Dar nu puteți să-mi spuneți, doamne, 5 minute. Nimeni nu vorbește 5 minute sau 10 minute. Da. Dacă cineva nu vorbește... Cu excepția lui domnul Talat. Nu e adevărat. Cu excepția domnului Iohannes, se spune bună și după 5 minute ziua. Deci, nu-și prost, să fie adevărat. Eu nu am concret. Vă rog. Dumneavoastră sau președintele de ședință care este, în cazul în care vede că un consilier bate TV, spuneți-mi asta acum, continuați, da? Poate să-l oprească, să-i spună, doamne, stai un pic, că nu e subiectul nostru. Sau când, deci, tot timpul există elemente noi pe care trebuie să, cineva să vină să le combată. Păi ce, 5 minute și pe aia stau acum? Haideți să fixăm atunci două minute la fiecare și am plecat acasă, nu? Pentru asta ne puteți cerățenii să tacem? Sau vă garantează că vorbesc? Faci dialog cu mine tot acasă? Da. Noi facem. N-ai cum. Da. Ați terminat, domnul Dalal? Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Ciorcilă, după care domnul primar ne-a... Cerul permisiunea respectivă. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să spun că acest proiect a venit la momentul oportun, pentru că noi am avut foarte multe ședințe din Consiliul Local în care n-am ajuns la cele mai bune concluzii și soluții datorită faptului că ședința a luat-o pe alte direcții și nu pe direcția focusată. Acum eu nu cred că e o problemă dacă să modific articolul ăsta și o să fie cu două intervenții. Important este, și vă spun punctul meu foarte obiectiv și pragmatic, să nu depășim 5 minute, indiferent câte intervenții avem. Pentru că ce se întâmplă? Au fost intervenții, cred că și 10, pe un singur punct, și să zic 80-70% s-au bătut câmpii cu informațiile astea. Adică, și felicitări, domnul Talal, că ați subliniat că, într-adevăr, au fost cu dedicație proiectul ăsta, trebuie să ne focusăm strict pe fiecare punct. Indiferent de situație. Din respect vă spun chestia asta. Ne respectăm foarte mult aici în Consiliu. Vă mulțumesc. Acum am dreptul la replică. Aș vrea să se subliniez faptul și să vă reamintesc exact, subscriu la ceea ce spune domnul președinte Brăzvan Ciorcilă, că prea de multe ori am discutat, vrute și nevrute, dar aproape în totalitate în afara ordinei de zi sau a subiectului care era pus în dezbatere, referitor la ce avem noi pe ordinea de zi. Și mă gândesc că este foarte binevenită intervenția domnului președinte Chitică. Și de asta legiuitorul a stabilit că avem ședințe de comisie, unde pot fi dezbătute astfel de probleme, despicat, firul 4, 10, încât vreți dumneavoastră. Când ajungem aici, nu mai stăm să discutăm din marginea unui proiect 3 ore, 2 ore. Am avut situații când am început ședința la 4 și s-a terminat la 8. Am vorbit cu domnul Ungureanu, a trecut astăzi spre la mine, și mi-a spus, domnule, am fost la o... la un consiliu local în care a durat 15 minute ședința. Dom'le, dar nu au avut ce discuta. Ba, au avut 8 proiecte pe ordinea de zi. Păi și nu au avut. Ba da, dar oamenii erau înțeleși din ședințele comisiei și au făcut o imagine, o idee, au avut de discutat acolo. Și au stabilit exact ceea ce trebuie spune fiecare și au trecut prin ordinea de zi. Ori noi stăm la un subiect, la un punct pe ordinea de zi, stăm 2 ceasuri, 3 ceasuri și tot aducem. Eu cred,
Eu cred că este binevenită intervenția domnului Chitici și sunt de acord ca un astfel de, o astfel de prevedere să fie adoptat. Să avem și noi regulament ca oamenii să ținem cont fiecare, că nu avem dreptul să vorbim aici mult și fără încetare, fără conținut și fără să ajungem la... Dacă nu ia vorba proiectul nostru ca să nu dați voie să facă serviții, domnul Părăuși... Nu am terminat, domnul. Eu am propunerii care au fost aprobate ședința trecută. Siguranță, aș ridica mâna fiecare, da, domnule, suntem de acord. Acum văd cu lumea de la capăt exact la ceea ce spunea Răzvan. Iarăși revenim și tot revenim. Da. Eu m-am gândit că aici o să fim de acord cu toții, să aprobă și trecem mai departe. Da, mulțumesc. Domnul Bogdan Pleșca și în mod excepțional domnul Trăistaru, care are iatouri în plus și trebuie să-i vedem. Domnule președinte, domnule secretar, stimați colegi, chiar e binevenit această inițiativă și orice structură trebuie să funcționeze pe baza unui regulament. Nu cred că e o îngădire a consilierilor, cum a zis dumneavoastră domnul Tălal, însă, bineînțeles, pe marginea unui subiect pot apărea și anumite probleme. Ultimul care iau cuvântul sunt eu și o să vă lămuresc. Pe anumite aspecte. Eu aici aș propune și cred că 2000 sunt de ajuns pentru a susține o idee. Aș propune două intervenții, câte 2 minute. Și președintele de ședință să țină evidența fiecăruia la cât. Dacă e să calculăm 15 ori, 5 minute, deja o oră, jumătate. Am înțeles. Domnul Dăresaru. Deci, eu consider că proiectul este foarte bun. Mai mult decât atâta, toți care suntem consilieri, avem materiale de ședință, fiecare să studieze pe comisie, să vină bine pregătit și dotat, adică în ședință să știe exact sau să-și noteze din proiectul de hotărâre ceea ce normal vrea ca să consemneze că nu este de acord sau este de acord, asta îl interesează pe fiecare, îl privește pe fiecare. Și atunci eu zic că ședințele trebuie ca să decurgă într-un ritm cât mai clar și obiectiv asupra proiectelor de hotărâri care sunt puse pe ordinea de zi și nu alte discuții în afara proiectelor de hotărâri. Mulțumesc. Mulțumesc. Stimați colegi, dați-mi voie să fac o concluzie, pentru că, în definitiv, eu sunt cel vizat. Am primit materiale, dau ultimul exemplu, cel mai cald. Am primit materiale de ședință vineri, da? Pe mail. Doamna secretară, aveți curaj să spuneți câte telefoane ați primit de la Chitic până astăzi, inclusiv pe drum? Nu mai știu. Iar la ora 1 și 10 am fost în primărie. Deci eu, domnul Tarau, colegul dumneavoastră de partid, vă bate, eu când vin la ședința pe comisie, sunt înarmat cu tot ce trebuie. Sunt edificat, am hârtii, trase, tot absolut. Nu stau să bat apa în piu. Să se caut, să se vedem unde e, ce prevede. Adică ne pregătim la ședința, pentru ședința pe comisie vorbesc. Dar minte pentru ședința ordinară. Asta este un aspect. Doi la mână. Vis-a-vis de îngrădirea cuvântului, clar, nu sunt de acord cu ce le spuse domnul Talan. Iar faptul că pot apărea probleme care ar necesita o nouă luare de cuvânt, eu spun așa. Mă bazez pe înțelepciunea președinților de ședință care sunt și care vor mai fi. Nimeni nu este absurd să nu de ei cuvântul domnul Talal, dacă într-adevăr mă e o problemă pe care să o dezvolte. Dar lăsați regulamentul așa cum este, să avem o bază de plecare. Dacă îl modificăm, după aia n-am vorbit. Domnul președinte, dacă nu-i... Domnul Berușcu, vă rog frumos. Da, dacă nu-i dai omului cuvântul, n-ai cum să știi ce... Domnul, noi, din păcate sau din fericire, avem un mod de legal, da? Fiecare își exprimă punctul de vedere și cu asta am terminat. Aici nu suntem la piață. Aici supunem la vot, aprobăm sau nu. Îmi dați voie pentru că ați pronunțat numele meu de două ori și vă rog să-mi dați dreptul la vedere. După ce am să fac eu chiar mult, mai mult de atât, am luat decizia ca pentru fiecare consilier local să achiziționăm tablete cu SIM, cu internet nelimitat, tocmai pentru ca informația să ajungă în timp util la dumneavoastră, să mai fie discuții, nu m-a găsit omul de la primărie cu materialele. Dacă mai sunt ceva nelămuriri, puteți să le cereți și veți primi pe mail fiecare în parte dintre dumneavoastră, dacă vreți lămuriți comentarii.
e adresa pe care o aveți de, de mail, pe tabletele care vă vor fi numărate. Eu cred că este un lucru bun. Ca să nu mai avem discuții de genul ăsta. N-am știut, n-am cunoscut, n-am fost informat în timpul. Bun. Da, vorbeam, pun... vorbeam eu. M-ați dat dreptura... Scuze-mă, te rog frumos. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să, dacă suntem atât de organizați și atât de hotărâți, vă rog, domnul primar, să nu mai vorbiți dacă nu vi se dat cuvântul. Domnul Talal, vedeaua și dreapta mea primar. Vai de medic. Atunci este. Da. Da. Deci eu mă pregătesc, domnul. Și eu am tot timpul mă pregătesc. Știu că ai trebuit. Deci nu... Numai că pe unii deranjează că spun anumite chestii pe care... lumea care trebuie să le știe și, și pe unii îi deranjează chestia asta. De asta tot timpul sar când deci, vorbesc. Da? Da? Da. Asta este. Da. Bun. Supun la vot amendamentul domnului Trăistaru. Da? Doamna secretară. Cine este pentru? Care este? După când? Când împotrivă? Nu numai dacă, ci cu numai când înlocuiți. Da. Numai când. Dovada faptului că ești foarte atent la ședințe, domnul. Stai un pic. Eu sunt foarte atent la ședințe. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Câte au fost? Supun la vot amendamentul domnului Berușcă. Amendamentul domnului Berușcă, vă rog, cine este pentru? Cu domnul. Vorba de două intervenții, câte două sau trei minute. Două intervenții. Păi nu, hotărâm două sau trei. Deci nu se mai înțelege nimic. Două minute. Două intervenții, câte două minute. Două intervenții, două minute au propus. Asta am făcut și eu. Deci avem două intervenții. A două minute, da. Da, cine este pentru? Păi, ne-a rugat că am hotărât în comisie cu toți, adică eu am hotărât ce a zis comisia. Bun, cine este pentru ca să văd? Doi intervenții, două minute. Împotrivă? Abțineri? Rest. Eu. Împotrivă, da? Deci unul împotrivă. La ce te referi? Deci, două ori de cuvânt, două ori de cuvânt, două minute, da? Tot așa. Vă rog frumos! Nu știu ce fost. Doamna secretară, așa s-a propus, așa s-a vorbit. Orele de cuvânt prevăzute la aliniatul 1, da, vor fi după cum urmează. Două intervenții. A câte două minute. A câte două minute. Corect. Da? Pentru fiecare consilier care se înscrie. Păi, în forma, în forma adoptată cu amendamentele cele două aprobate. Era și dreptul la replică. Și un drept la replică. Și un drept la replică, da. De un minut. Și un drept la replică de cât? Un minut? Un minut. Se iasă tot 5 minute cum bine așa? Bine așa? Da. Bun. Sunteți de acord, da? Sunteți de acord cu drept la replică un minut? Cine e pentru? Mulțumesc. Deci. Așa, două intervenții, două minute. Deci, supun aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentele pe care le-ați aprobat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul 2.
Dar ca să știți că eu am câștigat 5 minute la afacerea asta. Da. Important este să se respecte. S-au păcat în anul intrat, sunt și în care și cu respect. Nu, că le-am aici, le-am aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 197 din 9-3-2000. Fac precizarea, domnul Puiu Marian nu poate vota. Da? Da. E proiectul care nu l-ați aprobat luna trecută. Vă înscrieți, dorește cineva să scrie la discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotriva? Împotrivă? Abținere? Abținere unul domnul Puiu, care nu știu. Da, cu care e. Incredibil, dar adevărat. Mulțumesc. Nu. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mogra domnului Tomo Costache. Cred că e o problemă discutată și aprobată, este da? Este o problemă discutată, asta e regulament. A, discuții? Vă rog, domnul Tomo. Două minute. Raportul de aprobare a domnului Mare. Spune că el este singurul veteran de război care este în viață. Dar aș vrea, v-am rugat data trecută să corectați această informație. Mai este unul, știți foarte bine, am depus, da? Și am să vin cu hârtiile ca să facem și pe dumneavoastră cetățean de onoare. Da, da, mulțumesc. Adică să se modifice acolo, nu e singurul, că era... Dem greșa, dem atenție. Am înțeles. Altcineva vreau. Deci nu am nimic împotrivă vis-a-vis de ceea ce spuneți dumneavoastră, doar că în statisticile furnizate de Asociația Veteranilor de Război din România, nu l-am găsit pe domnul. Nu am o problemă să-l acordăm și dumnealui acest merit, acest titlu de cetățean, doar că nu l-am găsit în dumneavoastră. Am făcut adrese la toate instituțiile, așteptăm să-mi vină răspunsul și funcție de ce vom, de răspunsul pe care vom primi, vom rezolva și această situație. Am înțeles. Supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Abțineri, domnul Nouă. Cine? S-a abținut domnul Dăscălescu, nu domnul Bunicu. Cu abțineri Dăscălescu. Da, da, da. Cum văd, dar nu are nicio legătură. Acum eu vă întreb, nu mi-am permis să avansez eu pe sumă. Credeți că ar fi necesar să atribuim și o sumă? Da. Da? Da. Asta e propunere de partea dumneavoastră. Chiar vă rog, domnul Dăscălescu, domnul Dăscălescu. Da. Nu știu altceva cum am putea să-i recompensăm. Eu să primim. Da. Vă rog frumos, domnilor colegi. Deci pentru țara asta și pentru comună, pentru că este un eveniment care aveți și un lucru care e foarte rar. Puțin vor mai ajunge să facă ceea ce a făcut acest om. Și pentru asta eu zic că să îl și stimulăm, mai ales pentru riscurile pe care le-au avut, cu 1000 de lei. Mai să mai stimulați. Deci, eu am spus cu 1000 de lei. Pentru că să știți că ca să stai prin toate gropile și să stai cu frică că poate acum mori, așa că cred că merită. Mulțumesc. Da. Domnul Talal, vă rog. Eu, stimați colegi, domnul profesor. Dar e a doua luare de cuvânt, ca să știi. Domnul președinte, domnul eu aș propune, pentru că sunt cei oameni care au luptat pentru, ca să stăm și noi aici să vorbim liber, nu 1000 de lei, chiar să-i facem o rentă lunară, pentru că și așa sunt în vârstă, să-i dăm Dumnezeu multă sănătate, nu știi? Să-i dăm o rentă lunară pe care bugetul bucătării face să o suporte. Adică noi am dat gata 1000 de lei și gata. Să-i dăm până la sfârșitul vieții o sumă fixă. Și care doresc să, cât ia un consilier local, de exemplu. Am înțeles. Vă rog să votați această. Iarăși puneți căruța în dreptul înaintea. Asta este o discuție. Până la urmă, tot primarul va fi cel care va analiza și va iniția un proiect de hotărâre. Noi discutăm acum și vreau să mă puneți să pun aprobare. Sincer, am considerat că așa este normal. Să vă consult pe dumneavoastră.
să vă consulte dumneavoastră vis-a-vis de cuantumul sumei pe care îl să-l alocăm. Să vă faci un proiect de hotărâre care îl discutăm. Vorbim de o recunoaștere a unor merite, nu s-a întâmplat până acum, este foarte bine că am găsit soluția asta, vom găsi probabil și pentru domnuliță, dar să vă dovedi că este. Și eu, dacă e o scăpare de-a mea, chiar îmi cer scuze, nu a fost voită. Dar cred că e bine să ne stabilim strict la o sumă pe care să o mânăm veteranilor de război la data conferirii acestui certificat de cetățean de onoare. Nu știu dacă putem să le facem orient, așa cum spuneți dumneavoastră, că nici nu știu, sincer, nu știu dacă este legal. Asta ține de altceva, nu știu dacă... Vă rog, domnul Răzvan. Cred că este subliniez... bun simț așa ce propune domnul Tresau, chiar da, subliniez faptul că oricum nu putem cuantifica niciodată sacrificiul făcut a veteranilor de război. Eu stau să mă raportez, într-adevăr, e foarte binevenită propunerea, un salariu minim pe economie, dacă îi dăm o dată suma, nu știu, 2000 de lei. Asta este punctul. Nu știu dacă este mult sau puțin. Este o propunere. Asta, încă o dată, astea sunt discuții premergătoare unui proiect de hotărâre. Ce să supun la vot? O discuție? Supun la vot proiectul cu proiectul de acordare în cetățeanul de onoare domnului Toma Costache. Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului post-mortem de cetățean de onoare domnului profesor Dumitru Tătaru. Discuții? Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza OAT Măgura, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Abțineri. Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Punctul 6. Domnul Talas. Te la punctul 6. Lăsați-mă să-l... Nu vreau să răspund că trebuie să-mi dați cuvântul. Dar nu vreau, nu mi-ați cerut. Nu, pentru că ați spus cine este pentru și la revedere. Dar... Am întrebat, vă înscrieți la discuții. N-a existat nimic, domnul Talas. Bine, o să le limităm pe filmare. Nu contează. Foarte bine. Da. Mulțumesc pentru că... Uite, îți dau cuvântul la diverse pe tema asta. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de microchipuri în vederea identificării câinilor cu stăpâni care aparțin rasei comune sau ameticilor acestora aflați pe raza comunei Măgură. Vă rog să vă înscrieți la discuții. Mai este în continuare subvenționarea. Domnul Chiala. Și subvenționarea totală în vederea sterilizării. Mulțumesc. Domnul Răzvan a fost primul. Domnul Talal, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să vă întreb dacă ați estimat numărul de animale care trebuie microcipate și cam cât ar îngloba bugetul pentru așa ceva. Nu avem o estimare clară, dar ne-am gândit, așa am discutat și cu domnul viceprimar, să prindem undeva la 20.000 de lei, îi prindem un buget și vom vedea exact ce comportă fenomenul ăsta de microcipare și de sterilizarea acolo și o pusăvântă. Eu cred că e o idee super bună. Am așteptat la toate instituțiile statului să ne dea clarificări vis-a-vis de modalitatea de achiziționare și de încadrarea legii acestei acțiuni și am ajuns la proiectul de hotărâre pe care l-am supus aprobările astea. Avem și o adresă de la doamna doctor Ghiurcu, în care ne comunică cam care ar fi prețurile pentru care dumneavoastră ar presta o astfel de activitate. Și cred că 20.000 de lei vor fi suficient. Dacă în timpul anului vom constata că nu ajung, vom suplimenta suma până la... Păi mai sunt proiecte de genul ăsta, am văzut, adică... Sigur, dacă va fi necesar, vom suplimenta suma. E doar o propunere. Vom vedea la buget. Da, mulțumesc frumos. Vom vedea la buget ce sume avem și cum... Da, mulțumesc, domnul Talal, pe care domnul Chelaru. Domnul președinte, dragi colegi, eu vreau să încep pe domnul Brânză, care, pentru că chestia asta plăcea tot.
La cer. Da, este tocmai proiectul meu care doamna secretară a omis să-mi spune, este subvenționarea sterilizării câinilor care l-am amânat în ședință. Dobro, 20 de voturi. Mulțumesc. Da. Voi vota cu plăcere acest așa și nu contează cine, important să se facă. Mulțumesc, domnul. Nu a fost cu intenții, dacă ați vrut să spuneți. Nu, 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 nu a fost cu intenții. Mai trebuie să înțelegem. Noi lucrăm în baza legii. Nu toate propunerile. Nu toate propunerile care vin se încadrează și lucrăm la aspectul ăsta. Dovadă că avem și adresa cu doamna Ghiocov, făcută din decembrie. Cam ce propune dumneavoastră pentru anul 2020? Da. Da. Domnul Chelaru. Domnul primar, n-ar fi mai ok să vă fie aceste microchipuri pentru câinii paraboliți. Pentru ăștia cu stăpân avem sau au oricare control. Lanț, pușcă... Problema cu mâini măturează câinii paraboliți deocamdată. Ăla din cort îi pui de la mâncare. Dar să știți că cei care îi paraboliți au fost din cu stăpân. Nu au fost așa din dată. Ideea este microchipă. Pentru ca cei care capul stăpânilor să fie responsabilizați. Adică poate fi sunt aparate decidiți și o putem identifica imediat. Domnul Tamau, vă rog frumos. Pe stăpânul actualului, să zicem, câinii vagabond. Cam asta este ideea. Pe cei fără stăpân, dacă îi microcipăm, nu știm cum să-i atribuim. Adică îi se face un carnet și spune la domnul Peșca Bogdan, are un câine de, eu știu, de talia cu tare, că cred că sunt niște, niște date acolo mai concrete, cu microchipul cu tare. Măcar sterilizare pentru ăștia vagabonți? Pentru ăștia vagabonți, cred că o să ne mobilizăm fiecare dintre noi pe zone, așa, câine mai găsim și pune, credem noi că îi putem... Adică îi putem duce la sterilizare și ne ocupăm un pic ca să și am auzit luna trecută când ziceau vorbeau de 100 de câini aici. Noi avem pe carte pe acolo vreo 4 și stă pe căie la 100. Bă, bă, și mai ales în perioada asta. E foarte greu în perioada de neagă când zăpada mare. Așa mai merg, pe când mai fug, mai aleagă. Acum astăzi zăpada mare stau pe stradă, vreau să duce. Atunci fac gheraj maxim. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pleșca, după care domnul Tala la două intervenții. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte bine venit acest proiect de hotărâre și pe sterilizare și pe microcipare. Însă trebuie să ne gândim și la un regulament de funcționare, nu știu, a polițistului local în caz de prinde pe străzi și prinde că nu sunt în gospodăriile proprii, să înceapă să dea amenzi. Pentru că asta e problema. Nu e problema de faptul că îi sterilizăm și microcipăm. E problema că umblă prin locurile publice. Și câinii în haită sunt și periculoși. Doi la mână. Trebuie să găsim o variantă și pentru câinii comunitari. După cum a zis și colegul nostru, e o problemă destul de arzătoare. Mai ales aici, în zona satului. Că trebuie să facem toate eforturile să găsim o variantă. De asta suntem 15 oameni aici. Să venim fiecare cu o propunere și să vedem cum ne putem rezolva această problemă. Cum îi prindem? Nu neapărat cum îi prindem. Legislația nu dă voie. Vreau spune așa, că după ce îl sterilizează, el are nevoie să stea undeva în exact. El fiind cine cine lumea cine cine. Păi, haideți să facem altă. Hai să îi facem în curte la doamna Ghiurcă, dacă e și ea de acord și dorește, să facem un laborator. Că, nu știu, dacă investim acum 20.000 de lei, nu cred că trebuie mai mult de 20.000 de lei să-i faci o cameră de sterilizare și... Dar, domnule, are camera de sterilizare. Hai să facem o investiție într-un ăsta local, ca să putem să gestionăm problema pe termen lung, nu pe termen scurt. Că prin 20.000 de lei acum îi sterilizăm, îi microcipăm și după aia ce se întâmplă? Stau la stăpân. Așa, și dacă îi prindem pe stradă? Da, nu e ideea. Dar trebuie avut în soluție care prevede că
ar trebui făcute la nivel local, padocuri, investiția este mult mai mare, iar la nivelul comun nu sunt, să zic, încărcat 100, dacă sunt 100. Ei sunt gălăcioși și zgomotoși în anumite zone și de-aia parcă sunt mult prea mulți. În realitate nu sunt atât de mulți, doar că sunt în haită și stau acolo unde le sunt mâncare. Avem pe Crihan, cum urcăm aici, cred că pe la domnul Talal, pe acolo mai sunt vreo câțiva la dăm mâncare domnul Balaban. Pe sus, pe aici, cred că mai dă Părintele Greșcău, cam astea. În momentul în care am fost viceprimar, am studiat această problemă în post legislație. Știu că dacă se pot face, dacă ai o atenă în vecinătate care are gestiunea câinilor comunitari, cum e municipiul Bacău, cum e vecinul municipiul Bacău, putem încerca o variantă de colaborare cu instituția mai Paduc, dacă nu, haideți să facem o asociere, cum discutăm și adevărat. Vrea și ei. Ei nu pot, nu sunt de acord să facă. Dar s-a inițiat o zi. Să lucrează. Să lucrează un protocol pentru municipiul Bacău și comunele vecinate. Tocmai pe ceea ce discutam noi înainte, vis-a-vis de persoana care are dreptul să poarte pușca cu tranquilizare. Da? Cam asta e ideea. Aici de fapt, nu-i spune problemă. Că nu au dreptul să opereze pe raza altor oacheri. Ideea e, stimați colegi, dar vreau să cheltuim niște bani. Dacă tot cheltuim niște bani, haideți să ne gândim la o variantă pe termen lung, care face odată o investiție, poate nu faci de 20.000, poate o faci de 40.000 de lei. Dar e o variantă care te ajută să nu mai cheltui încă 20.000 la an și peste 2 ani și peste 3 ani. Investești o dată, găsești o variantă bună, optimă, după care mai e problemă. Mulțumesc. Domnul Tala, a doua intervenție. Mulțumesc frumos. Cu scuzile de rigoare că am scăpat hărțurile, dar... Nu contează, asta este. Așa e în democrație. Deci, când o să fii cu primarul, o să nu-i să mai bine. Domnul președinte, stimați colegi, problema câinilor, deci sunt două probleme, celor cu stăpân și celor fără stăpân. Aia cu stăpân, a venit domnul Vici și a făcut un proiect care este bine venit. Rămân câine comunitar, cum au zis antevorbitorii mei. Eu am mai discutat și cu mai mulți, și cu un doctor din Buhuș, care este dispus să facă el, un padoc, să-i strângă, numai că m-a întrebat dacă putem să-i punem la dispoziție o suprafață ca să facă el țarcul pe cheltuiala lui. Vreți, domnul primar, să-l trimit la dumneavoastră, să identificăm noi cu dumneavoastră, cu Consiliul Local, un loc unde să facă un padoc pe cheltuiala lui și nu ne costă nimic. Nici sterilizare, nici... Asta este. Implementarea unui astfel de proiect, pentru că e foarte costisitor. Trebuie undeva, sunt niște limite, la 500 de metri de prima casă, din zona de locuit, trebuie utilități duse. Apă, canal, curent. Investiția lui, doamna. Nu costă decât să-i punem la dispoziție și o suprafață. Așa am ajutat, așa am explicat că accesează niște fonduri. Dar și dumnealui are așa ceva. Am zis să vină la primărie discuță. Da. Mulțumesc, domnul Talal, domnul Trăistaru. Da. Auziți? Da, să nu ne trecem întrebare, să nu fie discuții. Eu îmi pun și întrebarea, dacă nu cumva, adică noi spunem că dispensarul de la Măgura poate ca să facă, sunt niște bani pe care îi cheltuim și atunci consider că ar trebui cerut niște oferte și de la alte persoane, doctor veterinar, ca să putem, ca să venim cu un preț cât mai corect și cât mai echilibrat. Că atunci pot apărea discuții că au fost aranjamente sau alte lucruri care oricând putem ca să facem un alt impas. Iar a doua parte pe care aș avea, văd că o atins-o un pic domnul Talal,
sunt într-adevăr mulți câini care li se dă mâncare. Deci noi vă să punem procipuri pentru cei care sunt în curte. Dar pentru cei care sunt lăsați aiure, adică care nu au un stăpân, cred că trebuie să facem cumva un demers... Păi, până când va face, dar zic că noi trebuie să avem în vedere și lucrul ăsta. Pentru că ei afectează mai mult populația decât cei care sunt în curte. Mulțumesc. Am înțeles. Domnul Dăscălescu. Da, mulțumesc. Că nu trebuie să rezare din protocoarea, e foarte important. Important este faptul că se poate identifica foarte rapid dacă este câine. Și foarte important e că o mare parte din câinii care se găsesc pe stradă sunt din curte. Să știți. Pentru 25% de acolo. Nu mai spun una dacă sunt un nevezant, se duc să identifica prin multe micocini, la elementar sau mai rog, nu sunt necesar. Îl văd mai știa de aici poate interveni într-adevăr polițistul local. Corect, aici am vrea asta. Prima dată să nu știu ce trebuie să la mea, dar putem să-l... Să-l avertizăm. Dar vă gândesc să înțeleg că nu mai vreți să luați cuvântul, nu? Da, n-am zis că am spus că nu am spus prea mult. Să aștept, că nu-mi dați cuvântul. Așteptați în liniște, da. Deci prima dată avem poliție comunitar, se poate recurza, se poate mai, iar a doua oară, bănuiesc că trebuie și nu se amenda. Afișe pe zonă. De altfel nu se poate rezolva această problemă, să știți. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Berușcă, domnul Puiu și Sistăm, da? Am descoperit că există o asociație, fundație asociație, care face adopții, intermediază adopțiile internaționale pentru căței. De exemplu, în comuna Traian este o societate comercială care săptămânal fac niște cuști metalice în care sunt transportați cu căței care sunt adoptați în Marea Britanie, în mod special. Putem să luăm legătura, cunosc că am datele necesare de o doamnă care este președinta unei astfel de fundații, o putem chema la primărie, le face fotografii la căței și dacă îi... Dar mă, nu, serios, așa, și, așa merge, le face fotografii la căței. Păi și lăsăm în... Nu, îi ia în momentul ăla, în momentul când eu găsit stăpân, îl prinde și îl pune în pușcă și l-a trimis. Da, ce poți să-i faci? Mergem atunci să selectezi de acolo. Nu mă, dar așa a funcționat. Domnul Berușcă, la Chinești nu putem face spus. Să vină și la aia. Domnul primar, eu o contactez cu femeie, e o româncă și o doamnă din Anglia. Dintr-o problemă am ajuns o situație chiar așa și bani. De exemplu, a semnat domnul Berușcă? Mulțumesc, domnul Puiu și am insistat. Domnul Berușcă, ascultați-aș pe domnul Puiu. Dar nu sunt vinovat, sunteți cu ochii pe mine. Dumnealui mai mi-a adresat o întrebare. Vă rog. Punctul meu de vedere era comun pe domnului Dăscălescu, ce a atins foarte bine și... Da. Am înțeles. Eu atât vreau să vă spun următorul aspect, domnul primar. Să rețineți următorul aspect. Un câine maidanez, dacă este sterilizat, nu atacă. Câinii sterilizați sunt blegi de românești. Nu-i regulat. Ba da. Câinii sterilizați treci pe lângă ei, nici nu se uită la tine. Da. Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, unanimitate. Ultimul punct, discuții și interpelări. Vă rog să vă înscrieți la discuții. În limita celor aprobate, da? Și la discuții, vă lasă două minute. Era vorba de proiectul în ordinea discuției. Domnul Talal. Vă rog, cât discutăm ce avem noi la diverse, o să punem și camere. Domnul Talal, să fiu domnul. Eu nu, mulțumesc. Da, o problemă cu ce vrei să spui, vreau să fac tablete. Credeam... Haideți să ne împărțim la urmă, domnul primar. Mai să nu plecați, ca să nu plecați. A fost scurtă ședința, mă rog. Vă rog, domnul Talal. Domnul primar, vă rog, după ce vorbesc eu... Talal, te ascult cu maximă atenție. Dacă mă ascultați cu maximă atenție, vă rog să-mi prezentați, domnul primar. Și să vă prezentăm. În ce stadiu suntem? Poți să vă refuz? Nu refuz. Se trebuie la ședința trecută, nu accept. De ce nu accept? Pentru că nu a fost concursul meu.
Mulțumesc. Dar e o formă de comunicare între autoritatea locală cu consiliul local, cu despre ce vorbim. N-am văzut oportunitatea. Eu n-am fost întrebat încă o dată de consilier de oportunitatea acestei investiții. Vreau să țineți cont că eu vă slăbim. Păi am oprit pe coronare. Puteți să râsă, puteți să o luați, dați mai departe. Eu nu accept. Mulțumesc. Asta și eu nu am acolo. Da, continuați să te descurci să ne dăm cu oamenii la poarta dumneavoastră, domnul Beruș, cu dumneavoastră. Dar n-am solicitat lucrul ăsta. Vă înșelați? Nu am, eu am fost... Ei, astea sunt mofturi. Domnul primar, eu întotdeauna am fost mulțumit de comunicarea mea cu doamna secretar, pe marginea acestor proiecte de hotărâri și cum sunt transmis. N-am obiectat niciodată... Domnul Beruș, nu mergem în urmă. Mergem înainte, găsim forme de comunicare rapide. Dar eu îl iau. Dar vă rog, dacă dumneavoastră... Dacă... Dar n-am solicitat lucrul ăsta. Da, vă rog, domnul Salamu. Și nici n-am fost întrebat dacă vrem sau nu vrem. Nu știu ce vreți să arătați dumneavoastră. Dar nu știu să arătați dumneavoastră, dar nu i-ați întrebat dacă vreți să arătați. Dar v-am întrebat, am spus că luăm, da, om, o să facem o treabă să spodărească. Nu știu ce ne-ați întrebat dumneavoastră, pe noi nu ne-ați întrebat. Dar nu știu. Dar lăsați aici. Așa, da. Când de nevoie să dați cuvântul, să facem de cu mine. Al domnul Dăscălescu. Da, haide să fim atenți la domnul Dalal. Nu să nu vă ascult, domnul. Nu, nu. Cât respect, domnul. Da, respect maxim, vedeți-vă. Da, și e același respect care purtați l-am și eu față de noastră. Nu, deranjez cu mine, să știți. Nu, nu. Domnul primar, hai să scăzi, hai ca să stăm, hai să... Hai, bă, să rămână. Să rămână. Dar rămână. Cine e? Da, hai că domnul Sala. Gata. Domnul primar, vă rog, știm că suntem în proces cu Secii Golden. Vă rog să... Aștept să termin. Vă rog să fiți. Vă rog. Despre asta discutăm. Vă rog să ne prezentați în ce stadiu suntem și cum s-a ajuns. Nu acum, mai târziu, mai am o întrebare, da? Și un raport sau o informare către Consiliul Local în ce stadiu se află acest proces. A doua problemă legată de la după decesul regretatului Neacșu Viorel au fost cei de la ITM care au întocmit un proces verbal și au luat niște măsuri. Dumneavoastră n-ați venit nici până acum să ne prezentați ce măsuri au luat și dacă... Vă rog să ne faceți o informare legat de această... Pe ce ți-am venit? 80 milioane. Acum? Ce de să știu? Clar, nu vezi. Dar puteți acum doar să știi ce recomandări, ce amenzi ne-au dat, ce... Nu știu să nu am dat, dar știu. Când vine ITM-ul, da recomandări, da amenzi sau, nu știu, nu dormește un proces. Okay. Adică să știm și noi ce s-a întâmplat. Am văzut. Ați terminat? Deci procesul... Da. Nu mă un pic, domnul primar. Da. Am o rugăminte, dragă. Ascultați-mă, domnul. Deci pentru că sunt mai multe probleme, inclusiv asta cu ITM-ul, eu vă propun că la ședința următoare să faceți o informare pe tema asta. Sunteți de acord? Sigur. Da? Ok. Și cu apă. Da, păi problemele care le-a solicitat dumneavoastră. Da, altcineva, vă rog. Domnuliță, vă rog, scuze-mă că mi-ai zis asta. Da, tot domnul primar, am și eu câteva întrebări și adresez. Când se reia proiectul care zic, nu s-a noaptea definitivă, numerotarea imobililor și denumirea străzilor, mai sunt unele zile în care nu s-a ajuns. Același proiect, iluminatul public, care l-am aprobat bani pentru el și s-a oprit, nici n-a demărat lucrările. Și deoarece preluarea serviciului de apă de către CRAB se tergiversează. Cum vedeți soluția pentru la vară, pentru alimentarea zonilor periclitate? Atât, domnul Oleță? Domnul Ivan, vă rog. Deci, cu numerătoarea gospodăriilor, am definitivat Victorii Han și Bisoodol. Am discutat cu o firmă care să-mi facă numerele pe fiecare stat în parte, iar acum am luat hotărâre din Consiliu.
numerii vor fi atribuite pe partea stângă, unul pentru fiecare stradă în parte. Nu vom mai merge așa cum am mers pe partea dreaptă, nu partea cealaltă. Aveți un termen... Deocamdată Crihan și Sohodol, că acolo am definitivat. Mergem un pic comuna Măgur, avem metal bac un pic întortocheat aici. Și de nu mare definitivat. Deocamdată am dat comandă pentru Crihan și Sohodol. Atribuim acolo și imediat o să finalizăm Măgura și cu dealul, mare. Să vedem aici cu metal bacului. Dar aici dați pe străzi. Știți ce avem, în vedere? Avem, de exemplu, metal bac, avem drumul în cote indiviză cu lotizări stânga-dreapta. Și trebuie să atribuim pentru, chiar dacă nu sunt vândute, trebuie să fim foarte atenți să atribuim numere pentru fiecare proprietate, chiar dacă nu sunt construcții, vizăm, eu știu, construcții viitoare, care vor fi cu siguranță acolo, că cam ăsta este scopul pentru care au fost lotizate. Ca și locații, să zic așa, trebuie să atribui clar. Apropo de subiectul ăsta, știu că eu am finalizat aia cu Sohodol și pe vremea când era viceprimar Sohodol și Pihan cu numerotarea, doar că trebuia puse numele, atât. Da, dar nu uite cu mult de atunci. Nu știu, nu mi-am inteles de așa ceva. Știu că era vorba de... Doi ani de acum aproape. Se puse comisie și atunci am dotat semnurile. Da, dar e ca și... Da, nu există. Sunt probleme. Bun. Ce mai avem? Iluminatul public. Despre ce e vorba, domnul Oare? Păi spuneați că demarăm cu iluminatul, schimbarea lampelor. E o idee foarte bună. O să demarăm anul ăsta, o să prindem un buget. Sume necesare pentru demararea acestui proiect în anul 2018. La bugetul local o să prindem sume și să-i dăm drumul la treabă. Așa. Cu crabul. Mă întrebați dumneavoastră cu crabul vis-a-vis de preluare de către crab. 6 am avut reprezentanți de la crab aici. Mai avem câteva măsuri. Suntem în discuții cu dumneavoastră. Exact ceea ce discutam și în discuții anterioare. Impun anumite lucrări care trebuie să le facem noi. Nu sunt multe, am mai făcut parte dintre ele, am mai luat și măsura de achiziționare de teren în vecinătatea bazinului de apă, tocmai pentru lucrările care urmează să desfășoare acolo. Suntem oarecum în grafic, zic așa. Nu sunt nici alții mai avansați ca noi, sunt destul de drastici, dar eu zic că o scoatem la cap. E problema că vine vara și o să ne încălzim pentru mine la aceleași probleme care le-am avut și vara trecută. În zonele care... Și eu îmi doresc la fel de mult, la dubea să se finalizeze cu treabul. Suntem aproape de data predării efective. Doar că să țin un pic și de partea juridică a terenurilor, exact despre ceea ce vă spuneam dumneavoastră, vor să aibă suprafeții de teren pe care să vină montate investițiile viitoare pe care ne le-au propus în master plan și pe proiectul pe proiect. Și da, bătaie, nu am pierdut din vedere, 6 la ceva, doamna secretar, cu reprezentanții de la CAP, a venit aici. Și le punctam așa cu anumite. Am mai făcut din zone de protecție, de exemplu, ca să vă dau, să vă spun așa mare, zone de protecție de la puțuri pe care le-am realizat. Ce mai avem? Documentația pentru obținerea autorizației de la SGA Bacău, care e finalizată astăzi, am finalizat-o cu doamna Nicolaides. Deci, ne mișcăm și pe... De la gaze mai aveți vreun rezultat sau început proiectul? De la gaze lucrăm intens cu gazele, avem, să zic, promisiuni de la Târgu Mureș, că în cursul lunii martie va fi... Promisiunii de la ei, eu nu pot să vă dau certitudine, că va fi semnat act adițional. În discuțiile pe care le-am avut cu domnul director de acolo, spunea că s-au deplasat și mai mult la ministeriat. Și nu e numai comuna Măgura, mai multe comuni care urmează să... Care sunt aceeași situații cu extinderea licenței pe alte state componente ale patrimoniului. Eu zic că se întâmplă, că de curând nu cred eu să nu reușim să rezolvăm. În rest, se lucrează la proiectare pentru dealul mare și Crihan. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Domnul Ciorcilă Răzvan. Despre Golden am câștigat procesul. A pierdut dumnealui. Că dumnealui ne-a dat judecată în noi, a pierdut procesul. Probabil o să meargă la apel, nu știu, vom afla. Da. Domnul Ciorcilă Răzvan, după care domnul Berușcă, da? Da. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să... Nu am dat aici,
Mulțumesc, domnul președinte, o să spun domnului primar, probabil la un moment dat o să mă facă pisăroc. Am înțeles imposibilitatea de achiziții pentru balast și servicii pentru balastarea drumului, dar avem o situație, nu știu dacă pe tot teritoriul comunii, în special în zona unde s-a extins rețeaua de gaze Soodol și Corhana, unde s-a cărat foarte mult pământ din diferite zone. Acum, cu dezghețul și ploile care au fost în ultima vreme, drumul este impracticabil, adică n-a fost niciodată, ca zic așa, pe limba noastră, un picior îl bagi în o scoț. Da. Și trebuie intervenit, nu știu, găsit o soluție, până o să apropie bugetul, că dacă mai vin ploile de primăvară sau știu eu ce o să mai vin intemperii, nu o să mai poate practica drumul, mai ales la Nea Vasilii Paladi, Mihalache în față, niște bălți acolo de jumătate de metru, și Corhana, unde este practic legătura de la transportul public cu Sohodolul. Cel puțin zona de la Nea Costel cu Gaciu până la Ravenă, la Râpă, este dezastru. Da. Trebuie să găsim o soluție, neapărat. Răzvan, dar unde s-a tras gazul? Constructorul nu era obligat să aducă drumul în aceeași stadiu? A dus, a pus. Dar nu a dus? Aici n-are. A pus pe ea, dar dați seama, unii șantier, mai ales că am avut o iarnă atipică. Am mai avut o astfel de evenimente. Eu vă rog, rugămintea mea este, nu, că explicați în aerul ăsta. Astfel de evenimente am avut în 2012. Așa, cu nisoarea curentii, cu încălziri rapide și... Trebuie intervenit. Asta vă rog frumos să găsiți o soluție. Am discutat cu domnul la achiziții, să vedem în ce măsură găsim soluții să putem achiziționa de pe alții, o firmă care să vină să ne ajute în sensul ăsta. E destul de greu că nu avem buget, nu e aprobat. Previziune sunt, din ce se aude în cabinul aprilie, că vom avea buget. Nu, dar până în aprilie poate găsim o soluție, nu știu, niște balast care îl avem. Mai avem un depozit, mai avem, da, trebuie să comandate lucrări, lucrări costă bani, trebuie să facă de contract. Aici e problema la care nu poți să faci. Da. Mulțumesc, domnule. Da? Și eu mulțumesc, domnul Berușcă, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Nu, am notat, astăzi, ieri și mâine, cui trebuie să plătească Măgurene apa? Poftim. Cui trebuie să plătim apa? Avem facturi restante, vine operatorul cu factura la poartă. Dacă aveți facturi restante la fostul operator, plătiți-l la el. Deci plătim la el, da? Deci deocamdată plătim la el. Am avut ieri discuții cu dumneavoastră pe tema asta și îmi spune că are de recuperat de la oameni o grămadă de facturi. Nu restante, eu mă refer la facturi în curs pe ianuarie. Pe deci a spus restante. Nu mă refer că de un an în urmă. Mă refer la facturi în lunare. Cui trebuie să le plătim? Ce este ideea? Că domnul nu mai are contract cu noi. De cine nu zicem? Am convenit la data predării cu dumneavoastră pentru o perioadă scurtă, adevărat, am toți sperat să vină Crabul, nu vă spun lucrul ăsta, să vină Crabul să preia sistemul și dumneavoastră între timp să-și recupereze banii. Într-adevăr, o venit cu o listă la mine cu eu, într-adevăr, am fost bani de recuperat. De ce nu și-o luat în termen, nu pot să vă spun. Deci poate vorbim ca dumneavoastră să-și releze treaba. Nu a mai venit Crabul, de pentru care am hotărât să preluăm contorii de la Ion, prin care are dumneavoastră, să preluăm toată și contractele și astea, făcut o adresă, doamnă, o adresă prin care dumneavoastră este pună la dispoziție toate contractele pe care le are cu cetățenii, pe care nu le-a pus așa cum era prevăzut în protocolul de la data semnării procesului verbal de predare primirii. De când ai luat contorii? Cum? Contorii, de când ai luat? Urmează Siro. Domnul. Da. Deci nu vorbim de cheltuieli angajate din primărie. Domnul Pleșca mai devreme a vorbit de așa și nu l-ați întrebat. Ba la pe tine, nu e adevărat. Pe sedis. Da? Și a vorbit... Am înțeles, am înțeles. Vă rog, aceeași măsură pentru toți, da? Da, da, da. Mulțumesc. Nu trebuia să cer nier, eu eram acolo. Domnul Berușcă, aveți? Vreau să o rog pe doamna secretar, dacă e legătura cu societatea care ține mentenanța site-ului nostru, să reactualizeze și secțiunea personal, și mai alte secțiuni din cadrul site-ului, că în urmă cu mult tare de tot. Asta o vreau. După rugăminte, vreau să-i adresez o întrebare domnului primar. Știți că acum un an de zile a venit în ședință domnul Bușniță Vasile cu o problemă cu un drum care îl are în zona dumnealui și încă două familii. Ar dori, au strâns vreo 5.000 de lei
și ar vrea să-și betoneze din, la, din bugetul lor drumul. E un gust de 50 de metri cu vreo 4 metri lățime. Să le dăm o mână de ajutor cu hârtie, cu nitrasă, cu certificat de urbanism, să vedem un temei legal să poată să facă chestia asta. Că fiind drumul în pantă, o zi, domnule, nu putem să intrăm, nici nu putem să ieșim, că din noroi acolo nici nu intrăm, nici nu ieșim cu mașina. Să găsăm o soluție să dăm o mână de ajutor. Poate reușim și noi la bugetul local să-i cofinanțăm cu 1.000, 2.000, 5.000 de lei, măcar cât pun și ei. Dacă ei au făcut efortul ăsta și au strâns niște bani să betoneze un drum public, poate reușim și noi să... Nu am o problemă cu domnul Bușnițu. Eu nu cum să cade și doamna care e acolo, dar știți cum funcționează. Vă rog. Când vin la autorizație de construire, îi spun domnul primar. Și un metru ca să trec. Nu e problemă, nu mă deranjează, Doamne ferește. Și pe o parte dacă merg până acasă. Dăm autorizația. După ce și autorizația ai construirii, Dumne, dar nu-mi încap e vita așa, dar nu-mi încap aia. Omule, erai conștient că drumul care merge până la proprietatea ta este de lățimea asta. Deci nu putem, în stânga cimitirul, în dreapta e proprietatea domnului Balan. Drumul am balastat noi, am pus piatră pe, pe el. Domnul Bușniț are niște dare puse foarte bine și a pus niște dare acolo. Nu mai poate să ce poate să facă. Nu poate să ce. Da, eu vă spun, eu v-am tras. Ce să lupi eu? Nu știu ce să vă spun. Chiar nu... Ce... Vreau să vă întreb. Există posibilitatea să ne pune și nouă la dispoziție fișa navetă de la proiectul de pe afir cu bunul excavatorul? Da? Puteți să ne spuneți de ce... Cu fișa de, de la dosarul proiectului. Ce se întâmplă de s-o blocat și a fost declarat de către afir? A fost blocat la afir. Și nu se mai poate face licitație. Nu blocat la afir. Nu? Nu. E vorba de fișa navetă, nu cred că... Nu? Zic, mă exprim greșit, nu? Da, nu. Bun, atunci, dacă nu e vorba de fișa navetă și am eu o greșeală în cap... Nu, dar nu știu ce vrei spune... ca să înțeleg. Bun, vreau să vă întreb. În ce stadiu s-a aflat proiectul de bulldo excavatorul la afir? Concurs de rezolvare. Deci în stadiu concurs de rezolvare s-a aflat și luna trecută și acum două, nu și acum trei, nu, domn primar. Eu cred, eu, după câte am înțeles, proiectul a fost oarecum puțin respins, că trebuie să mai venim iar cu documente. Puteți să-mi spuneți de ce vorba? Nu poți respins, domnule, niciun proiect. Dar? Părerea noastră, mergeți pe, pe zvonisica care se propagă de aici, din primăriei sau din alt parte, nu este prevenit, în grafic. Corespondăm cu afirul, avem corespondență. Dar asta ne-a spus că se află în procedură de licitație. În momentul de față nu se află în procedură de licitație. În momentul ăsta nu. Păi nu se află. Luna trecută ne-a spus că se află în procedură de licitație, de da. Fapt, deși nu se afla. Acum nu se află în procedură de licitație. Bun. De ce ne-a spus că se află în procedură de licitație, dacă el nu se află în procedură? A fost în procedură de licitație, nu s-a judecat. Și urmează să ne dea afirul din nou, să ne dea acord, ca să scoatem la licitație. Deci ce știu eu știu bine. Dar lăsăm așa. Știi. Da, nu e nicio problemă. Ce știi tu și nici nu... Dar nu e nicio problemă, lăsați. Nu mă interesează. Ideea este că dumneavoastră ne-a spus că lucrurile sunt bune. Deja vedeam buldoi în buldoi să facă lucruri. Eu zic că sunt 100% bune, nu zrebe. Da? Clar nu zrebe. Bun. Poți să vă mai rog un lucru mic? Am purtat cu domnul primarul, acum două zile, am purtat cu domnul primarul o discuție aici, în Consiliul Local. Și cred că corect este să... Îi aduc aminte domn primar că îi mulțumesc pentru faptul că a fost foarte corect față de mine și mi-a spus situația în care ne aflăm, cu studiul de fezabilitate la, pentru extinderea de gaz din Crihan și de alumare. Eu vă propun, domnul primar public, să mai refacem acel studiu de fezabilitate, să fie prins până la urmă toate străzile. Dar tu nu știi dumneavoastră cum se prins toate străzile. Dumneavoastră nu știți. Cred că ai înțeles greșit. E greu să înțeleg greșit, domn primar. Cred că ai înțeles greșit. Nu cred că am înțeles greșit. Eu spun cu siguranță ai înțeles greșit. Dumneavoastră spuneți că în studiul de fezabilitate vechi, credeți că nu sunteți corect? În studiul de fezabilitate vechi. Credeți că sunteți corect? În studiul de fezabilitate vechi din 2012 făcut sau 2010 făcut în Palat, era prins cu ascultul magistrat. Perfect. Bun. Când am spus că nu avem toate ulițe, mai adică la strada școlii, din primar, bun. Acum. Eu v-am zis că cred că corect este să refacem astfel studiul de fezabilitate, că dacă tot dăm proiectarea să fie făcută proiectarea, să fie făcută cu toate străzile. Când vom avea proiectarea, să vă aduci pe asta, o vedeți că nu am nimic sfastor. Nu o fac la mine în grădină, nici pe tarla, nici la parte. O facem pentru Consiliul Local. Domnul primar, să știți că sunteți asa. La limbajul dublu sunteți perfect, am încheiat. Da, mulțumesc domnul Berușcă, domnul Chelaru. Vis-a-vis de asfaltarea grilii?
luni începe. Luni începe acțiunea acolo, mâine vine domnul inginer, mai facem o vizită în teren, am mai avut niște ajustări de făcut acolo, vis-a-vis de anumite zone. De anumite zone cu curigolele acolo, pe curbă, să vedem, să găsim o soluție, să păstrăm înălțimea de zonă. Și de luni începe forța. Balastare pe porțiunile unde nu... Da, nu. Lasă, dar începe tot. Mai vine, mai vine scos din cei balastare, că orice lucră de afară la terasa mea. Nu se referea la zone din care nu sunt, ajunge cu asfaltare, la asta s-a referit. Da, trebuie să fie asfaltare. Deci tot ce nu e vorba de zone de care nu au asfalt. Este nu mai există alizate. Măgura asta, numai măgura. La ce vă referea? Păi de-aia asta, asta s-a referit omul domnului. Dar lăsați-o. O scris, exact zis, asta zis, o zis. În balansare la cealaltă da, drumul. Da, am înțeles, dar am crezut că vă referiți la doamnă. Acolo am înțeles, bă. Am înțeles-o. Mai era vorba de cealaltă drumul. Dealul mare, Crihan, sau domnul, nu știu. Domnul Răzvan, asta, la asta s-a referit. Nu spun și domnul Răzvan. Și ce a spus domnul? Și răspunsul care a fost al domnului? Ce domnule? Vedeți că vă dau răspunsul, nu avem buget. Dar vă dau răspunsul, nu avem buget. Păi da, nu. Vă nu vă pas, mă, că aveți asfalt. Dar poți să-ți dea răspunsul. Da, vă rog frumos. Domnul Dăscăreț. Hai, să-ți până jos? Da. Sau să oprești la măruța? Să oprești la măruța deocamdată. Deci rămâne ca ultima discuție. Rămâne ca ultima discuție. Veni rezerva de apa bacolului. Am discutat și cu domnul primar și ei sunt final cu proiectarii cu tot. O să înceapă lucrările de aici ca să nu vă întâlnesc la discuția voastră. Da, am înțeles. Bun, mulțumesc domnul Chilaru. Domnul Marcu, după care domnul Trăistaru. Domnul primar, dacă se prerupe la măruța asfaltul, să începeți pe zona răzășeilor. Începe la măruța. Începe de la măruța. Da, scuze. Cât o să țină lucrarea între vii și când o să înceapă lucrarea... Eu sper să niște rege, deci nu mai luat. Așa au niște... Ce am discutat cu domnul constructor de acolo, spune că o să execute de... Nu se poate, dar eu sper tare. Credeți că anul ăsta o să prindem și răzășea asfaltată? Eu zic că așa ar trebui. Din ce avem excedent pe anul trecut, din ce mai prindem, poate o pornim și pe... Păi nu, dar prindem lucrurile între vii. Nu e normal să înceapă dacă... Răzășea, da. Așa e programat. Între vii, răzășii, potul ăla. Asta e ordinea. Pe care am stat prezare de 50 miliarde. Am înțeles. Da. Mai aveți domnul Marcu? Mulțumesc. Deci domnul Trăistaru, după care domnul Pleșca. În acest lucru, că dacă nu-i buget automat, nici nu poți ca să discuți prea multe lucruri. Punct. Am terminat. Mulțumesc, asta a fost ca supliment de a răspândi cât de cât la ceea ce s-a discutat. Problema este că nu-i domnul vice aici, în satul nou aici, am creat la transformatorul care l-a auzit în satul nou acolo, spre alte afere, în partea aia acolo, nu merge iluminatul în stradal. Au fost, acum vreo două săptămâni, am luat legătura totuși cu băieții pentru că îi cunosc, acolo există, cred, un scurt câte siguranță afară din transformator. Da, trebuie da. Venit și luat prin taconare ceea ce le-am spus și lor și să vadă exact ca să nu-i chemăm de fiecare dată și să facem numai superficial pentru un timp scurt și după aia să-i chemăm. Trebuie găsit exact de pe unde este și trebuie anunțat. Aia domnul Vici era pe tot cel mai bine da. Și nota, dar acum de aici, da, știi, vă rog să notați. Problema, cunoaște problema, e transmis la dumneavoastră, e transmis-o și la firma de maintenanță. Este un scurt ascuns acolo. Nu, dar toată partea aia tot mi-a dat. E o problemă veche, acolo am mai depresat, pentru că e vremea umedă, așa începe să dea rădăuță. Dă la masă, dă undeva la o lampă sau undeva, eu le-am și spus, acum sunt în... Sunt omul care sunt cam în meserie și am vorbit în domeniul în care sunt, cred că și bine pregătit. Dacă tot stăm la subiectul ăsta, acum sunt un subiect ăsta, mai le-am vrut și așa. Da, e sigurat. Da, domnul Trăistaru, mai aveți? Nu, eu mulțumesc. Domnul Pleșca, după care domnul Vența. Da, o cumpăr foarte bine domnul Trăistaru vis-a-vis de buget, că dacă nu avem buget, automat nu se poate face nimic. Se pare că guvernarea asta dezastruoasă s-a aplicat și asupra administrației locale. Și aia și ne-a afectat. Eu am zis, i-a zis-o domn primar, să ne place în povărul. Tot ce am spus. În al doilea rând, nu te-am aș vrea să... De ce cumva am președinte de la
Dar cine nu a promulgat pe chestiune? Bugetul mi-a făcut de noiembrie. Bun. În al doilea rând, voiam să întreb despre extinderea de rețea electrică de metal bar și să mai cumpla cu ea. Deci da. Erau prevăzute și sume da. Și tot ce trebuie și... Suntem la proiectare acolo. Nu s-a făcut pe care ce s-a făcut. Nu s-a la vizit, pentru proiectare. Și cam pe când trebuie să se finalizeze? Din ultima discuție, cred că la sfârșitul unui martie s-a făcut de treabă. Și mai am o chestie care îmi stă pe creier, nu știu, pierdut cu gospodării, nu știu, mă urmăresc. Avem stațiile astea de autobuze aici în Curtea Timpăriei, de un an de zile. Scuzați, dar avem serviciul de gospodării comunală. Trebuie pus odată stațiile astea și aranjăm astea. Că dacă le ținem aici, chiar că facem. O să facem un solar aici în Curtea Timpăriei. Când credeți că putem să le punem să le luăm în sfântul? Avem trei oameni. Mulțumesc, domnul Pleșca, domnul Vența, după care Talal pentru a doua oară. Mulțumesc, domnul Pleșca. Două mulțumesc că ți-ai scris o putere. Pentru domnul primar. Deci revin din nou iară cu sesizarea care am făcut o luna trecută. Dacă ați informat patronul de la drumul ăsta, de la transportul. Așa. Cu, că nu s-a rezolvat problema. Tot aglomerat este microbusul la orele liber, da? Am informat, da. Da. Acum dacă s-au luat măsuri, dacă s-au luat măsuri. L-am informat, dumneavoastră mi-a spus că o să... Ai ceva dacă suplimentează, după aceea o să pun... Păi da, un nou microbus mai mare. L-am informat de când mi-a spus de atunci. Dar problema cu tot în privința lui, cu abonamente. Foarte multă lume se plângă. Deci abonamentul s-a cam scumpit ca multisori. Deci sunt când la anumite familii, unii au câte doi copii care așa și ia ca 20 de lei acolo în plus pe care nu se cunoaște. Deci trebuie să nu conține problema asta cu abonamentul. Dacă zile trecute cu dumnealui, mi-a făcut în telefon un calcul și mi-a zis așa, domnule, abonamentele sunt la nivelul la 50% din costul transportului. Dacă s-o cotim 30 de zile cât are un abonament, 3 lei, un 7 lei pe zi, începe la 2 milioane și el dă abonamentul la 100 de lei. Da, da, ar fi. Să știți că am studiat și plate, tot așa, bă, să mă informez, să vedem da, și plate. Dar fi o idee. Nu se verifică. Spunea cineva, domnule, la călugărenie cu 60 de lei. Asta la primărie. Domnule, aveți și-a spus, domnule, de aici. Dar ar fi o idee. Deci, în momentul când se scumpesc abonamente, care este elev să țină cont, să nu mai iei. Măcar care este elev. Bine, la ceilalți cetățeni care merg, la navă chestia. Eu vă nu țin cont de chestia asta. Dar subvenționat. Cea mai mare parcă este subvenția asta de la guvern. Dacă n-ar subvenționa, am putea să ocupăm noi. Pentru subvenția pe care o dăm și multe ori nu acordă. Prin instituțiile școlare nu putem subvenționa abonamentele. Dar nu e vorba de subvenții. Interesant, dar trebuie să putem face lucrul ăsta. Deci să ține cont să nu mai spunea. A fost din nou la doamna Bărtăci. Doamnă, s-o schimba ce parte în domeniul Garfield. În primar, dar nu se... Municipul Garfield este acționar la transportul public. Și dumneavoastră poate să hotărăți ce e transportul lor. Deci o idee ar fi... Vă rog frumos, domnilor colegi. O idee ar fi nu subvenționare, dar măcar la când se scumpește, cu 50 de lei sau cu 5 lei sau cu 10 lei. Deci nu se ține cont de treaba asta. Da. Dacă stabilite anumite distanții, până unde se face transport, până la 50 de kilometri, stabilite. Ar mai fi o problemă pe oare, unii trâmpători acolo, există o pântână. Din ce am înțeles de la cetățenii de acolo, a fi căzut o mâță în pântâna aia și nu se mai poate folosi. Deci nu mai poate să folosească. Dar acum nu știu, cineva spunea că s-au făcut sesizări la primărie, nu s-au făcut. S-au făcut, am făcut sesizări cu bolilor, făcut la ISU. Este la primărie. Adică, știți de ce? Sunt câteva bătrâni acolo care nu prea are ce să le aducă capul. Și trebuie curățată că ne cerci. Nu se mai poate să vă anunța. Să mă mulchinez.
Trebuie curățată fântâna, trebuie dezinfectată. Au pus clorină, au fost băieți și au pus pasirile. Da, dar au scos mânța. Da. Păi nu-i scos, mânța o scos. Mânța o scos. Mânța e la mai. Aia o bilte în mânța și nu. Când o scos cu ciutura mânța, atunci tot. Dar și ea cu fost din Muriel și... Vreți cam asta. Mulțumesc, domnul Mența. Mulțumesc. Domnul Talal, pentru a doua intervenție, vă rog. Mulțumesc frumos. A ridicat domnul Vență mine când am zis de să băgăm fântânile în patrimoniu. Cu ce bază legală ați trebuit să... Pe ce bază legală ați trebuit să... Pisica acolo? Nu pisica. Cei de la... Cei de la gospodărie să facă clor. Nu, nu e a noastră. Deci nu este a noastră, domnul primar. Foarte bine ați făcut. Noi trebuie să băgăm toate fântânile în patrimoniul comunii Măgură. În patrimoniu. În domeniul domnului, public. Dar, ca să putem intervine. Da, n-am o boală. Nu asta aveți o boală. Nu mă contează. Dar nu asta este. Deci dați în băie acum vorbesc și de timpul meu. Legat de asfaltare. Noi, într-o hotărâre a Consiliului Local, legat de asfalt, am aprobat 50 de milioane într-o hotărâre de Consiliul Local. După asta a venit domnul primar și a scos, sau cine a scos, s-a scos deci, lucrarea la 66 de miliarde, numai execuție, fără. Când la început noi am aprobat, era 50 de miliarde și pe vremea lui domnului Traiesaru era un proiect tot așa, era vreo 40 ceva de miliarde cu proiectare execuție. Noi aprobam 50 de miliarde, se scoate la licitație cu 66 de miliarde, numai construcția, fără aprobarea Consiliului Local. Cum ați putut să scoateți la licitație lucrarea cu 66 de miliarde, numai așa, fără aprobarea Consiliului Local? Ca apoi, după aia, să veniți să faceți ședință din data, da? Să albiți ce s-a făcut. Da, nu albiți, domnule. Ba da, deci ați făcut o ilegalitate. Cum să scoateți dacă n-ați făcut? Eu nu sunt proiectant. Nu fac proiecte de drumuri, nu estimez costurile lucrărilor. Astea le fac specialiști. Nu, dumneavoastră trebuie să tocmai veniți de să asta am domnul Talal, tocmai de asta am contactat. Vă rog să opriți. Tocmai de asta am contactat un proiectant, așa cum prevede legea, care să nu facă documentația. Nu, domn primar. Nu, dar atunci cine puteți estima? Eu nu pot estima. Nu. Întâi trebuia să contactați... Eu nu pot estima. Bun. Deci... Legal era... Dumneavoastră sunteți din meserie, drumar. M-ați întrebat? M-ați întrebat? Vă dau răspuns. Așteptați. Deci eu nu sunt. Sunteți drumar? Acum vreți să... Sau proiectant? Nu. N-am o problemă. Dacă nu sunteți... Dați-mi voie să vă răspund. Trebuia să veniți cu proiectantul înainte să scoateți la licitație. Dacă proiectantul spunea că e 66 de miliarde, veneați în fața Consiliului Local, aprobam noi sumă, după aia o scoateți la licitație, domnul primar. Asta este legul pe care îl stabilește legea. Nu, asta este legul pe care îl stabilește legea. E părerea dumneavoastră. E părerea dumneavoastră. Eu nu stabilesc cât costă kilometru de asfalt, domnul Talal, că nu sunt din meserie. Dacă dumneavoastră ești din meserie... Da, dar ați stabilit să scoateți fără aprobarea Consiliului Local. Nu este aprobarea Consiliului Local pentru indicatori. Așa procedează toată lumea. După ce ați scos la licitație. Bun, domnul Talal, am înțeles. Da, ați terminat, domnul Dal, mulțumesc, domnul Berușcă, a doua intervenție. Da, va fi foarte scurtă. De fapt, la noi ca la Radio Erevan, știți? Domnul Talal i-a adresat domnului primar o întrebare, iar domnul primar i-a răspuns total altceva. Lucrurile stau în felul următor, domnule primar. Da, dumneavoastră te-ai secretar, domnul Talal, nu este mă ce spune. Domnul Talal, sunt colegi de Consiliul Local. Da, bun. Am cerut cuvântul, este dreptul meu să iau cuvântul. Și o mai spun încă o dată. Dumneavoastră, nu erați mandatat de către Consiliul Local pe data de 28 august 2018, când ați publicat anunțul pe fostul SEA, actualul SICAP, ca să scoateți la licitație cu acea valoare de 6.066 de miliarde de lei vechi. Dar cu cât trebuia, domnul? Domnul primar, dumneavoastră, nu mă interesează cu cât trebuia. Nu știu, dar poate dumneavoastră nu erați mandatat ca la acea perioadă să scoateți acea valoare. Singura hotărâre din Consiliul Local care era valabilă în data respectivă, era o hotărâre de Consiliul Local din 31.03.2017, în care noi am aprobat niște indicatori tehnico-economici,
cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde, care conținea și studii de dezabilitate, și consultanță, și studii de teren, și toate astea. Dumneavoastră, de la Sini Putere, pe data de 28 august, ați ridicat PSA pe această licitație, s-a adjudecat câștigătorul, iar pe data de 15 august, ați făcut o ședință din dată, în care ați prezentat... Nu, pe 15 octombrie, vă mulțumesc că m-ați corectat. Ați făcut o ședință din dată, ca să punem lucrurilor pe nume, în care s-au votat noi indicatori tehnico-economici, dar s-au votat pentru o licitație care era adjudecată, trecută și perioada de contestare, și lucrurile erau cam complicate, dacă să nu mai spun așa, că nu ăștia erau pașii firești care trebuiau parcurși. Asta e problema, e părerea dumneavoastră. Este părerea mea. Eu nu sunt nici proiectant, nici de vizier. Domnul primar, iarăși suntem ca la Radio Elefant. Nu, dumneavoastră, în calitate de reprezentant și de primar, trebuie să cunoașteți bine legea și știți foarte bine că nu puteți să scoateți la licitație o sumă care nu este trecută prin consiliul local. Puteți să răspundeți și la o întrebare, vă rog frumos. Domnul primar, eu cu dumneavoastră... De când am aprobat indicatorii la drumul dintre vii și pe Cotoane să știa bani? 203 ori. Care-i bun domnul? Domnul primar, pe data de 28 august, ați scos o valoare de doar ce plus e, vorbim de construcții și montaj. Lucrăm la drumul dintre vii, Cotoane, Răzășii, Armanu. Domnul primar, aveți și vârtei. Sunt și vârtei în sensul. Dacă nu-i bine, spuneți. Să ne vorbim pe Brezilem contractul cu omul. Domnule, nu vrea domnul Meruș, primar, domnul Tarau. Nu puneți lucrurile că... Pentru că dumnealor sunt drumari. Dar știu că sunteți drumari, cer scuze. Sunteți drumari. Sunteți, eu știu, faceți lucrări de iluminat public și la alea vă pricep și acolo vă dați cu părerea. În toate domenii sunteți ultra-calificați. Eu nu sunt. Știți care e problema, domnul primar? Sunt mandatat. Și prin articolul 3 din regulamentul de Consiliul Local, eu sunt obligat să aduc la cunoștință cetățenilor tot ce se întâmplă în Consiliul Local și statul primării Băbuna. Doar că ați fac ele, știu ce mi-e acolo. Eu sunt datoria mea, domnul primar. Avem contract cu firmă de proiectare. E datoria mea să vă documentez de acțiunile pe care îmi depindeți dumneavoastră. Și fie că vă place. Fie că nu vă place, voi face lucrul ăsta pe continuare. Și chiar dacă nu mă pricep, învăț, domnule primar, am chiar. Da, mulțumesc, domnule Bădășa. Cine mai dorește? Stați un pic că au spus că nu sunt drumari. Vă rog să-mi dați regula replică, da? Ca să nu spun. Domnul președinte, știți cum este? Când... Unul încalcă legea și când vă rog să vă lăsați să vorbesc. Vă ascult. Când vă dea domnul președinte, trecem ziua iar și aveam două repede. Deci unul încalcă legea, încercam să-i atragem atenție doamne care a încălcat legea. Și în loc să spună, să se documenteze sau să se replieze, sari la atac, numind drumar sau nu știu. Noi nu suntem drumari, eu sunt medic stomatolog, domnul. Dacă vreți să vii scot. Dacă nu știi nici cât din țară, nu, dar unic până la urmă ești medic stomatolog. Da, stimați colegi, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, e clar ședința închisă. Mulțumesc. Așa am trebuit să-mi ia ceri. Ați promis că rămâneți ca să terminăm. Tot să luăm decizia să luăm ce o dăm. Haideți să lucrăm cu toți. L-am întrebat la cât va fi cineva cât e. Băi, Lucian, cât e măsărare, unde am întrebat. Întrebat Lucian, așa, că e numai. Așa, 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 aș